Salutare tuturor, sunt David de la Technic Tools, iar pe acest canal puteți găsi prezentări, teste și multe alte informații despre scule și unelte. În clipul de astăzi o să vă arăt diferența dintre o freză rapidă cu șurub pentru găuri rapide și o freză soft pentru balamale. Am observat că există o oarecare nelămurire privind diferența dintre o freză rapidă cu șurub în vârf și o freză standard pe care o folosiți în mod uzual la găurit palme laminat pentru balamale sau când aveți de găurit ceva și vreți ca gaura respectivă să fie curată, da? Să puteți pune un diblu de lemn în ea sau ceva ornamental. Astăzi o să vă arăt această diferență și o să ne uităm cu atenție la ele ca să vedem exact care sunt diferențele și de ce este important să le utilizăm în scopurile pentru care au fost create. Pentru cei care au văzut testul cu DC-791, adică această mașină, ați putut observa că am folosit 3 freze și toate au fost rapide. Au apărut întrebări de ce n-am folosit viteza 2 și de ce am folosit doar viteza 1. Să vă explic, în momentul în care folosiți o freză rapidă care are șurub în vârf, mașina depune foarte mult efort și freza funcționează de fapt ca și un șurub la care intră capul în lemn, dar el taie și scoate afară bucata de lemn. Deci voi puteți să țineți mașina fără să apăsați, pur și simplu să o țineți așa în lemn și freza o să coboare cu aceeași viteză, chiar dacă vă apăsați mai tare pe ea sau dacă încercați să o țineți să nu intre foarte tare în lemn, ea oricum va coborâ cu aceeași viteză pentru că are pasul făcut deja pe filet. În schimb, la celelalte, cele pentru tăieturi fine sau pentru balamale, o să le zic pentru balamale ca să fie mai ușor de acum înainte, cele pentru balamale nu au acest șurub în vârf, au un punct care ghidează freza, dar nu influențează sub nicio formă viteza sau forța cu care trage freza în jos, da? Deci o să se poată folosi, bineînțeles, și pe viteza a doua, la turație mai mare, ca găurirea să fie mai fină. Am adus aici și o bucată de lemn, o bucată de lemn pe care am mai testat-o, neimportant, 6 cm în grosime și o să facem diferența între cele două. Pe cea rapidă o să o testez pe viteza 1, pentru că pe viteza 2 nu ar face față mașina, deși este o mașină foarte puternică, iar pentru cele rapide o să le testăm pe viteza 2. Haideți să ne uităm mai de aproape la ele și să vedem ce știu să facă. Am prins această bucată de lemn de blat ca să putem să facem câteva teste, iar aici avem freza de la DeWalt, freza rapidă de 35 de mm, o să o scot afară, în set ea vine cu un imbus pentru strângerea șurubului și cu un șurub suplimentar. Bun, haideți să ne uităm puțin mai atent la cum este ea construită, da? După cum vedeți, are 3 lame foarte pronunțate, cu o distanță foarte mare aici între ele, da, între cuțite, ca ea să poată să scoată foarte repede afară tot rumegușul pe care îl produc. Și după cum vedeți, colții de pe margine sunt foarte mari. De ce nu se poate folosi pentru găurit pal? Pentru că acest vârf este foarte lung și va trece prin palul de 18 mm, de exemplu. În același timp, este o freză foarte, foarte solidă, după cum vedeți, este foarte groasă. Coada este de 11 mm și ca un avantaj suplimentar pentru această coadă este faptul că se poate folosi un prelungitor, iar ea va putea găuri și o bucată de lemn mai mare, de exemplu, de 20 de cm. Am aici și acest prelungitor. Eu am un prelungitor de 140 mm. Haideți să vă arăt și cum funcționează. El este foarte gros, masiv. Și se folosește în special când avem de găurit, de exemplu, o bucată de genul ăsta, să o găurim pe toată această distanță. Cu celelalte n-am putea să facem chestia asta, pentru că ele au coada rotundă, o să vedem în câteva momente. Și haideți să vă arăt cum funcționează acesta. El este dedicat pentru frezele cu coadă de 11 mm, cu coadă hexagonală, care intră pur și simplu aici, în interior, și are aceste două șuruburi destul de mari, cu care se fixează foarte bine freza. Și în acest moment avem o freză foarte lungă, 140 plus 10 ar veni 24 de centimetri lungime, chiar mai bine de 24, pentru că are și această parte din vârf. Deci putem să găurim fără probleme o bucată foarte mare de lemn, prin care o să treacă o țeavă de apă sau altceva.
Bun, o să-i scot acum acest prelungitor afară. Am vrut doar să vi-l arăt ca să știți că există așa ceva. Deci dacă lucrați la construcții case de lemn, acest prelungitor o să vă ajute foarte mult, pentru că o să puteți da o gaură printr-o bucată de lemn cu o singură intrare. Adică nu trebuie să-l scoateți, să intrați de pe două părți și așa mai departe. O singură trecere și ați făcut o gaură destul de mare. Aici o am pe cea de la Wolfcraft de 35 de mm. Care, după cum puteți observa, este ceva mai diferită. Nu mai are 3 lame de tăiere, are doar 2 lame de tăiere și aceste cuțite mici de pe margine sunt mult mai mici, nu sunt așa brutale și ascuțite ca să forțeze intrarea în lemn, iar pinul care conduce freza în lemn este mult mai mic, ceea ce vă permite să găuriți pal fără ca acest pin să străpungă lemnul și să ajungă pe partea cealaltă. După cum ați văzut, a trecut foarte repede. Ați văzut că s-a mișcat inclusiv lemnul ăsta de pe masă, pentru că depune foarte mult efort această mașină ca să găurească cu 35 de mm. Haideți să ne uităm puțin și cum arată această gaură. După cum puteți vedea, există mici așchi de jur împrejur, deci n-a fost făcută o gaură curată, este o gaură rapidă și dintr-o singură bucată. După cum ați putut observa și în timpul găuririi, ea s-a dus pur și simplu cu aceeași viteză constantă. Nu am avut eu cum să controlez viteza, pentru că ea a trecut exact pe pasul pe care îl are acest filet. Da? Dacă el o trage cu o greutate, să zicem, de 5 kg, eu nu am cum să controlez chestia asta, pentru că el practic se înșurubează. Deci ea practic se înșurubează exact ca și un șurub. Nu o să o poți scoate doar prin desfiletare, da? Are un vârf exact ca și al șurubului. Bun, ați văzut cât de repede găurește, o să afișez eu timpul de găurire pe ecran și acum să o luăm și pe cea de 35 de mm de la Wolfcraft. La cea de la Wolfcraft, după cum puteți observa, coada este rotundă, adică nu are nimic drept pe ea care să o fixeze foarte bine, pentru că nu are neapărat nevoie. Este o freză care nu înaintează foarte repede, nu mai este într-o stare foarte bună, pentru că eu am folosit-o și la blatul de bucătărie, am dat câteva găuri prin blat și cumva s-a cam deteriorat, dar încă funcționează destul de bine, zic eu. O să trec mașina pe viteza a doua, pentru că această freză permite găurirea pe viteza a doua. Haideți să vedem în cât timp găurește această freză pe viteza a doua la 2000 de rotații pe minut. Cam atât de repede puteți să găuriți cu ea. Eu m-am apăsat destul de tare. Cred că ați văzut și voi că s-a apăsat bucata asta de lemn. Găurește și ea destul de repede și, după cum vedeți, șpanul pe care îl scoate, rumegușul pe care îl scoate, este unul mult mai subțire, adică nu este rumeguș bucăți mari. Ea taie ușor tot câte 0,0 nu știu câți milimetri, da? Și dacă o să-l dau la o parte, o să puteți vedea o diferență majoră. Aici este freza de la Wolfcraft cu care puteți face gaură pentru balamale și, după cum puteți vedea, gaura este foarte frumoasă, da? Nu mai există reziduri, nu mai există așchi de jur împrejur. Rumegușul pe care îl face este foarte subțire, nu scoate bucăți mari, dar timpul de găurire este mult mai mare, adică nu este o freză rapidă. Cred că puteți observa foarte bine diferența dintre cele două. Aici avem freza pentru găurire rapidă, unde nu contează dacă gaura iese frumos, fără așchi, iese o gaură curată, iar aici avem freza care nu este rapidă, dar este pentru balamale. Puteți să dați găuri la balamale în pal de 18 mm fără ca acest pin să străpungă palul și gaura o să rămână curată. De exemplu, între cele două, dacă aici aș vrea să pun un dop de lemn, ca să pur și simplu de design, aici s-ar îmbina perfect cu marginea, pentru că marginea este tăiată perfect. Aici, dacă aș vrea să fac același lucru, gaura nu ar mai fi perfectă, pentru că
rămân aceste așchi și gaura nu este perfect rotundă. Sper că v-a fost de ajutor această demonstrație și sper că ați înțeles care este diferența dintre cele două și de ce această freză, acest model de freză se poate folosi pe viteza a doua, iar acest model se poate folosi doar pe viteza 1 și chiar sunt curios, după ce o să editez acest clip, dacă cea rapidă pe viteza 1 este mai rapidă decât cea soft pe viteza a doua. Aici am avut 550 de rotații pe minut, iar aici am avut 2000 de rotații pe minut. Practic și teoretic are o viteză de 3 ori mai mare de găurire, dar după cum am simțit eu la test, cea care merge pe viteza 1 găurește mult mai repede. Aștept, bineînțeles, și părerile voastre jos în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like. Eu sunt David și până data viitoare, numai bine!